Cu toții m-ați întrebat ce am luat din Germania, de ce am luat din Germania, cum e mașina. Bine, acum a venit momentul să facem review la mașină, clip la mașină. Ați vrut și mașini accesibile? Uite o mașină accesibilă. Și pentru că vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine, v-am adus ceva din Germania. Deci v-am adus niște huse pentru scaunele față. Eu sunt ușor de montat și dacă aveți airbag lateral, au și spațiu pentru airbag-ul lateral, adică sunt bune dacă ai airbag lateral. Da, tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la canal, evident, și să spuneți dacă am făcut o alegere bună sau nu. Puteți să spuneți nu, că puteți să câștigați, că e random totul. Deci, vă mulțumesc, îl avem și pe Daniel Leulescu aici alături, care m-a ajutat cu consilierea mașinii. Eu am vrut să fie cât mai puțin hassle, așa, adică eu să mă ocup cât mai puțin și el să-mi găsească mașina, eu doar să-mi dau acordul și nu eu mi-am dat acordul, pentru că mașina va fi preponderent folosită de Roxana, de prietena mea. Criteriile au fost următoarele. 1. Mașină de oraș, benzină, automată și bugetul să fie undeva la 6.000 de euro, pentru că va fi mașină de forjă de București, va fi mașină de muncă, va fi mașină care va sta tot timpul prin București și să sperăm că e o mașină care îmi va produce bani în ceea ce vreau eu să fac. Adică eu am mașini de mers cu ele, am mașini de test, mașini de presă, tot timpul conduc altceva, dar în zilele în care nu am mașini de test și de presă, asta faci Uber. Nu să fac Uber, asta va să mă duc la întâlniri, să mă duc să unde am eu treabă, gen mașina asta va fi și mașină de muncă. Deci cam asta este. Non-diesel. Încă un criteriu, non-diesel. Non-diesel, da, non-diesel, pentru că nu mă interesează așa de mult consumul la o astfel de mașină, mă interesează din punct de vedere mecanic să fie fiabilă. Acum nu mai lungim, deci husele din Germania vi le-am adus. Mulțumesc încă o dată că mă urmăriți. Mașini cu Luci Popa începe! Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumpere o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. Chiar dacă nu pare, eu sunt un om destul de ocupat. Ceea ce înseamnă că n-am avut timp eu neapărat să mă ocup de căutarea mașinii, alegerea mașinii, așa că l-am rugat pe Daniel să mă ajute. Criteriile vi le-am spus deja. Am căutat Fiat 500, n-am găsit, am căutat broscuța automată, n-am găsit să fie în mințile ei, așa că m-am întors la o Toyota. Credeți-mă, am mai avut Toyota, n-am vrut neapărat Toyota, am vrut și altceva, dar asta a fost să fie. Na. Daniel? Ce să zicem? Păi, în mare e și pe clip la mine, da. În mare ai spus și tu criteriile. Am tot căutat, am găsit acele Fiaturi, unul fără aer condiționat, unul cu probleme la treapta întâia, cutie de viteze. Da. Restul mașinilor automate parcă dispăruseră. Au mai fost câteva Yaris-uri, dar nu erau vândute de cine trebuie, căci în acest domeniu este mult mai important cine vinde mașina decât pozele puse. Da. Un dealer no-name, multimarcă, o să-ți rupă calculatorul cu niște poze photoshopate din toate unghiurile potrivite pentru el și nepotrivite pentru tine. Iar în acest dialog cu dealerul Autoplat de la Rostock, parcă nici nu vrea să vândă, dădea informațiile încet, pe sărite, dar până la urmă am ajuns la un numitor comun, respectiv știți deja, prețul a fost de 6.000 de euro cu o revizie completă și cu numerele de export incluse. Și cu TÜV. Și cu TÜV, dar singurul inconvenient, anvelope de iarnă. Mașina are în coc R15 și R16, pot fi adaptate și R17, tot în coc sunt trecute. Dar pentru o rulare în oraș preponderent urbană, R15 și R16 sunt recomandate, R17 sunt doar pentru exterior și estetic, să spunem. Dar pentru un confort și pentru buzunar, R15 și R16 sunt arhisuficiente. Am ajuns acolo, am filmat foarte puțin, întrucât
Ei se grăbeau. Lucii, da, Lucii se grăbea dormind. Eu am dormit tot drumul, deja. Da, și în prima zi și în a doua zi. Și în felul acesta a fost încă o dovadă a faptului că în astfel de deplasări timpul este principalul dinamic. Oricât ai încercat să programezi, să stabilești din timp, traficul are surprizele lui, zilele săptămânii îți pot da planul peste cap, dar am ajuns și inclusiv salariatul dealerului, care nu a fost de acord să vină mai devreme cu o jumătate de oră. De ce trebuia să vină mai devreme? Luci știe, vă spunem și voi, trebuia să-l las pe Luci și să fug, era vorba de o zi de sâmbătă, să fug să preia o altă mașină și dealerul încheia la ora, programul la ora 14. Oricum am ajuns la 14 și, căci dealerul era mai jos de Berlin spre Leipzig, mult de mers, mult de mers și chinuială. Dar la dealer totul a fost smooth, după părerea mea. L-am rugat să ne pună semnătură și ștampilă pe factură, pentru ca Luci să n-aibă probleme la matriculare. Cu toate că există reglementare legală în care nu mai este obligatorie utilizarea semnăturii și a ștampilei, dar preventiv e bine să ne acoperim, având în vedere și distanțele și costurile suplimentare ce pot fi generate de o astfel de omisiune. În mod sigur vă veți lega de aspectul mai ponosit al mașinii. Asta o să vă spun eu că nu mă interesează. Da, exact așa. Mașină de București, se va zgâria în parcare. Credeți-mă, sunt atât de oameni neglijenți. Eu abia aștept să vină unul să-mi zgârie bara sau să-mi zgârie ușa și să o fac pe asigurarea lui. Nu vreau eu să umblu la aspectul estetic momentan, pentru că dacă o fac, pot să mă duc, îi fac un polish la Sebi, la SBM Detailing, foarte frumos, și după aceea vine unul, îmi dă cu ușa în ea și o să-mi pară rău. Și așa că, fiind mașină de muncă și fiind mașină de oraș, fiind mașină de forjă, aspectul exterior va rămâne așa până când o să mă atingă cineva în trafic care nu acordă prioritate sau este neatent, neglijent. Deci, hai să arătăm mașina pe exterior, vorbim după aia și de interior și de motor și vreau să intrăm în detaliu, pentru că este prima mașină pe care eu o cumpăr din Germania. Când am luat BMW-ul, BMW-ul era adus din Olanda. E prima mea mașină din Germania și are mulți kilometri. Am vrut un high mileage hero, pentru că mereu mi-am dorit o mașină cu mulți kilometri, n-a fost să fie niciodată. Așa că, hai să vedem, Fiesta avea 230.000 de kilometri, dar asta deja are 230.000 de kilometri și vreau să o duc, să o trec de 300.000. Dar, din punct de vedere mecanic, ea va fi mecanic, va fi țiplă. Și înainte să o vând, evident, poli și toate cele, dar bine, până o vând eu mai durează. Hai să vedem un pic. Avem un far un pic mai... cum îi zice, un pic mătuit. Mai mătuit decât celălalt. Farurile e posibil să le fac polish, să pun folie pe ele. Este posibil, sunt faruri halogen cu lupă. Nu știu dacă... Lupă în fază scurtă și... Da, fază lungă așa. Fază ele lungă, bat bine. Mi se pare că bat un pic exact cam ca la Avensis, adică faza scurtă un pic jos și faza lungă bate excelent pentru niște halogene, nicio problemă. Bara față, da, fiind de plastic, s-a decojit un pic vopseaua aici, nu se vede așa de bine pentru că mașina este neagră, negru pe negru, din nou, nu mă interesează acest lucru. Și aici s-a decojit un pic, din nou, nu mă interesează acest aspect. Și pe partea cealaltă, hai să o luăm așa, că celălalt colț. Celălalt colț, da. Anvelopele Kleber de iarnă sunt unele destul de bune, sunt tot 2018, le mai țin cred că un an și după aceea aș vrea să iau all season. Mașina asta nu o să o testez eu pe curbe, nu, asta va fi mașină de oraș, nu prea o să mai ningă pe la noi de când cu încălzirea globulară. Jantele de tablă sunt un pic ruginite, dar capacele astea negre mai ascund din chestia asta. Apropo, astăzi este 3 septembrie, pe 8 septembrie, vineri, eu mă duc la RAR cu ea la Craiova și după aceea mă duc la mecanicul meu de la Craiova care mi-a făcut Avensis-ul și a avut grijă de Avensis, o pun pe elevator și tot ceea ce necesită schimbare, fără excepție, nu contează costurile, va fi schimbat pentru că mașina să fie, din punct de vedere tehnic, una bună. Dar dacă va fi nevoie. Dacă va fi nevoie. Oricum, ulei, revizia a fost făcută, deci mai are 6.000 de kilometri. Ulei la cutie, ulei la grup, lichid de frână, antigel și cu
probabil plăcuțe, să vedem în ce stare sunt. Nu există discuție, vor fi schimbate. Mașina are o mică bătaie dacă iei maxim stânga și pleci cu mașina virată în față și în spate, sau de un clanc, vreau să văd ce e. Nu m-am deranjat foarte tare cu chestia asta, pentru că pe denivelări e ok mașina și la curbe este ok, dar trebuie verificat. Semnalizările sunt aici în aripă. Mi-ar fi plăcut să fie în oglindă ca la Avensis, dar nu contează, nu sunt coapte, așa cum găsești la BMW-uri din generația asta, cum am avut și eu acum ani de zile. Oglinzile se rabatează manual, dar sunt reglabile electric. Apropo, hai să vedem ușa cum se închide, da? Deci, mașina făcută în Marea Britanie. Mașina are, asta este boala lor, în spate dacă nu le ungi, nu se mai închide așa și trebuie să dai un pic mai tare. Aici, da, are o cheie. Din nou, nu mă interesează, mașina va fi folosită în oraș, sigur, să sperăm că nu vor mai fi alte chei, dar o ușă tot va fi, bam, dată în ea. Mai mult ca sigur, aici se arată, deci este folia originală a mașinii, semn că asta a fost, nu a fost vopsită. Mașina are punte pe spate, are aceeași platformă și o platformă fiabilă, cum este la Priusul lui Daniel, cum este la RAV4 din generația asta, o platformă care și-a dovedit fiabilitatea. Avem punte pe spate, n-avem independentă, cum este la Avensis. Platforma se numea New MC, parcă. Așa. Rezervorul. Da. Benzină 95, are 55 de litri. Eu n-am băgat mai mult de 47, deci cu ea goală, cu range 0, mai avea 8 litri în ea. Tot și timp. Aici, să spunem, da, te-am întrebat. Vino mai încoace. Când ai luat-o, da, la ce consum speri? Eu speram să aibă, dacă ajungeam cu 7 în România, eram mulțumit, având în vedere că, na, e mașină stată, anvelope de iarnă. Anvelope de iarnă, cutie automată, motor aspirat, treptele oarecum scurte, nu foarte scurte, dar oarecum scurte, și am venit 3400 de kilometri. Intermediar, când te-ai dus în Belgia, te-am întrebat ce consum aveai. 6.3. Și la final? La final am avut 5.9 în România, când am ajuns acasă cu el, pe 3.400, cam așa de kilometri, pentru că traseul meu a fost Rostock, Kassel, Belgia, da, Bruxelles. Apropo, m-am atașat de mașina asta pentru că am dus-o la sediul central Toyota Motor Europe, deci la sediul central, care e în Belgia, în Bruxelles. Eu am parcat mașina asta în parcarea lor oficială de la Toyota Motor Europe, acolo unde erau Toyota Mirai-ul pe care l-am filmat, acolo unde erau mașinile de test ale celor de la Toyota. Efectiv, în Bruxelles, mașina asta s-a dus acasă la ea. Și după aceea m-am dus cu ea la Nürburgring. Nu ai voie să te dai pe Nürburgring cu numere provizorii internaționale, de la roșii. Cu de la galbene ai voie. Cu astea roșii nu ai voie să te dai pe Nürburgring, deși este drum public. Deci, 8 litri mai sunt în ea în momentul în care ai range 0. Cel mai mult, deci cel mai mic consum pe care l-am avut a fost 5,5. Care nu este așa de rău. 5,9 am ajuns. Numai că în carte scrie 5,5. Da. Și ăla a fost chiar că consum doar de exterior. Adică gândiți-vă că eu am fost Rostock, Kassel, Bruxelles, Nürburgring, Fulda, Austria, Ungaria, România. Am oprit un pic pe la Vâlcea să mă văd cu prietenii mei de la Sufcars și după aceea am ajuns la București cu 5,9. Bun. În spate, aici stopurile sunt un pic crăpate de la soare, dar nu e nicio problemă. Tot ce înseamnă semnalizare merge fără nicio problemă. Senzorii de parcare, în momentul în care o bagă mașinier, bipăie, dar ei nu funcționează, o să-i verific. Țeava de eșapament este în stare bună, da? În dreapta, fiind rezervorul în stânga, așa, e în stare bună. Portbagajul, 350 de litri, da, cu o margine de căcat destul de mare. Ăsta este gunoiul pe care eu îl iau la filmări ca să nu arunc gunoaie și stickerul cu Nürburgring care va fi lipit pe mașină, pe care mi l-a furat Bogdan acum. Am o roată de rezervă temporară, da, se vede că dar există? Dar există și asta un pic ruginită. Nu au fost și nu se văd urme de lovitură în spate, ceea ce este ok. Mașina am verificat-o pe car vertical. Dacă mi-aduc aminte, o să pun raportul. Am din 10 în 10.000 de kilometri intrări la ea, deci nu e problemă de kilometri. La același dealer. Și la același dealer, de un singur proprietar, eu sunt al doilea. Așa, hai să vedem un pic. Aici avem dent. O mică înfundătură, un mic dent. Apoi, și aici, două. Da.
Nu am arătat, dar la aripa cealaltă am avut un pic de rugină pe acolo. Mai avem un mic dent aici pe care l-a arătat Daniel. Aici încep problemele de rugină, toată partea asta. Asta o să văd ce o să fac cu ea, dacă o să o duc la domnul Preda să mi-o facă sau dacă aștept pe cineva să nu dea prioritate și na, să o repar. Deci, asta e, nu e mare scofală, din nou nu mă interesează aspectul estetic, mă interesează aspectul tehnic, mecanic. Vizibilitatea e foarte bună pentru că au pus geamul ăsta aici frontal. Și hai să este și dezaburit. Da. Adică ventilat, bate aciu. Apropo, la 24 de grade pe auto, eu mă cac pe mine de frig în mașina asta. Deci, eu nu sunt mare fan aer condiționat, dar când sunt peste 30 de grade afară sau la drum lung, evident că bate soarele. Apropo de bătut soarele, mașina este neagră. În momentul în care te urci în ea, frige volanul, frige schimbătorul, e foarte cald în ea, dar tapiseria asta textilă, când mă pun pe ea, nu arde absolut deloc. O să vorbim despre scaune. Am mers 3500 de km cu mașina asta, am mers câte 8-9 ore pe zi. Nu am simțit oboseala, scaunele sunt foarte confortabile. Avem pâsla, antifonare, da, la capotă. Și o chestie care mie mi-a scăpat, mie mi-a scăpat complet, n-am văzut. Motorul, eu am crezut că este un... Nu, 1ZRFE, care este 1.6 de 224 de cai cu VVTi, este de fapt 1.6 valvmaticul, care are în plus, da, sistemul valvmatic care întârzie ridicarea supapei de admisie între 1 și 11 mm pentru eficiență. Mi-a scăpat, e varianta de 132 de cai cu 160 Nm, un motor de turație, dar față de 1.6-le ălălalt, de 124 de cai, cuplu maxim e disponibil mai jos, pe la 4400, nu la 5200. Aici am avut revizia făcută la 224.000, acum ar trebui să aibă aproape de 230.000, următoarea ar fi la 239.000, la 15.000 de kilometri, eu nu o să fac revizia la 15.000, așa cum o făceam la... De fapt, nici la Avensis n-am făcut-o niciodată, am făcut-o la an, dar nu făceam niciodată 10.000 într-un an, o făceam la an și era până în 10.000 de kilometri. Intervalul de timp. Da, aici o să, deci reviziile vor fi făcute doar la 10.000 de kilometri, la mecanicul meu care a avut grijă de Avensisul meu. Motorul se prezintă destul de bine. N-are transpirație de ulei. N-are transpirație praf de ulei. Corespunzător. Pornește la sfert, e un pic murdar acolo, de albine și de alte chestii. Pornește la sfert, trage liniar, un motor, într-adevăr, căruia îi plac turațiile. Am la baterie sistemul ăsta de antirozătoare. Abia aștept să o pun pe elevator să mă uit și sub ea. Mie mi-a plăcut 1.6, uite, Toyota, tot original. Mie mi-a plăcut valvmaticul ăsta de la început. Consumul ei, zic, 8-6 în oraș, eu am văzut maxim în Bucureștiul aglomerat 8-3, în afară 5.5 și mediu 6.5. Acum, consum mediu, cam cu plinul ăsta pe care l-am făcut, am jumate București, jumate afară, am 7.0 momentan. Încă mă mai gândesc dacă să-i pun GPL, nu știu dacă... Adică aș vrea să fie un fel de mașină proiect așa, high mileage hero pe GPL, sună bine. Ulei o să-i pun, exact cum i-am pus la Avensis până acum, Mobil 1 SP Formula 530, full sintetic, și hai să vedem la interior, da? După 4.000 de km de mers cu mașina, da? Lampenelul, ciocanelul, aici hai să vedem și materialele. Asta este anunțul mașinii, da? Fabricație decembrie 2009, 224.500, 132 de cai, care mie mi-a scăpat, efectiv mi-a scăpat. Care e diferența între cele două motoare pe lângă, da, valvmatic și puterea? Cutia robotizată, că e cutia automată robotizată, manuală robotizată, cum vreți să-i spuneți, ceea ce înseamnă că îi pui ulei de cutie manuală în ea și are ambreiaj normal, doar că are calculatorul care schimbă. Valvmaticul are 6 trepte, VVTI-ul are 5 trepte. Ceea ce se traduce într-o economie de combustibil. Doamne ajută! Așa. Materialele, din nou, nu mă interesează fiind mașină de muncă, dar aici moale, aici moale, aici tare, aici tare. Un pic de textil aici care se murdărește, asta necesită niște detailing. Ce îmi place foarte mult, am 3 suporturi de pahare, 2 aici și stai la aer condiționat, ce înseamnă că pot să-mi răcesc băutura. Scaunul are uzura, se vede cum este uzura, să zic, kilometrilor, aici are o mică ruptură,
Da? Deci nu e mare scofală. Scaunul, evident, se reglează manual, poziția la volan e un pic înăltuță. Volanul are o uzură, eu zic, mică spre medie pentru kilometrajul ăsta. Și îmi place că aici, când e portbagajul deschis, îți apare ca și când ar fi o navă spațială, ceea ce e drăguț. Materialele aici pe bord sunt tari, n-ai ce să îi ceri, tari și aici. Avem padele și avem schimbătorul ăsta. Mașina, fiind o robotizată, o pui în neutru, tragi frâna de mână, nu are mod parking. Poți să schimbi treptele manual așa, sau poți să schimbi din padele. Eu, după 3000 de kilometri de Germania și așa, am schimbat numai pe manual. Și acum mi-am format reflexul, eu schimb numai pe manual, Roxana schimbă pe automat. De ce schimb eu pe manual? Are un buton de sport, deci ai economy și sport. Pe economy mașina mi se pare că este subturată, pe sport mi se pare că e supraturată, așa că eu schimb pe manual. La mersul Roxanei, care își bagă piciorul ceva mai mult în ea, mașina se turează mai mult, dar eu cum accelerez în realitate, în viața de zi cu zi, îmi place să accelerez foarte lin cu pedala de accelerație, ceea ce înseamnă că motorul al schimbat de vreme, dar îmi place să o turez, așa că o țin pe manual. Frâna de mână ține, priza de 12V aici cu brichetă, un spațiu de depozitare aici, o cotieră cu suport de pahar aici, dar surpriză, mai am spațiu de depozitare și aici, foarte bună pe spațiu de depozitare mașina asta, să vă spun și de ce, pentru că am și suport pentru două perechi de ochelari, asta e pentru Rox, care are mai mulți ochelari de soare, eu nu-i folosesc decât pe ăștia, una bucată torpedo, a doua bucată torpedo și când am venit din Germania, am venit numai cu torpedoul ăsta deschis, cu telefonul care stătea la încărcat aici, cu celălalt telefon care stătea cu Waze-ul aici. Clima bagă bine, folosesc modulatorul ăsta Xiaomi Redmi 3S pe care vi l-am mai recomandat eu. Are și Bluetooth și modulator și fast charger și se aude foarte bine. Sistemul audio mai mult decât decent la mașina asta. Îmi satisface orice nevoie de muzică, podcast și așa mai departe. Sunt încă un suport de pahare aici care merge foarte bine. Nu e foarte murdar plafonul, nu este lăsat deloc. Da. O uzură normală. Materialele, într-adevăr, uite, sunt tari, dar construcția, deci dacă voi faci, o să faceți asta la mașina mea și după aia vă duceți la Mercedes-Benz EQS, da, care costă 150.000 de euro minim, consola centrală se mișcă mai mult la Mercedes EQS decât se mișcă la o Toyota Corolla de Corolla Auris. Asta e un lucru care nu place la mașina asta, că nu se numește Corolla. Din cauza asta au renunțat la denumirea de Auris, pentru că pentru ei Corolla e un... Da. E o piatră de hotar, un milestone și doresc să fie cea mai vândută mașină din lume. Exact. Și în Australasia se vindea... Cu denumirea de Corolla. De Corolla, iar în Japonia se numea Biden... Oricum, designul planșei de bord era revoluționar pentru anii respectivi. Da. Venit către tine, către șofer. Exact. Mașina are două chei, una cu buton, una fără. Evident că cheia cu închidere centralizată i-am dat-o Roxani, că eu n-am arfe și fițe de genul ăsta ca să-mi deschid ușa din cheie. Hai să vă arăt așa. Deci, am făcut 4.092 de kilometri cu mașina de când am luat-o. În total are 228.614 și cu plinul făcut mai am... Prin ăsta am 584 de kilometri, mai am două liniuțe, instant consumption 7, mediu, range 67, average speed 36, 17 ore pe plinul ăsta. Da, astea au fost valorile. Mi-ar fi plăcut să aibă în plus doar pilot automat, dar după 3000 de kilometri de mers cu mașina nu mi-a obosit piciorul așa tare cum mi se întâmplă la alte mașini. Dar, ce-i drept, am și condus. În 3.000 jumate, 3.000 am condus desculț. Așa îmi place mie. La drum lung. Oglinda, na. Nu e electrocromă, nu mă interesează. Un detaliu surprinzător e că ai mâner la toate cele patru uși. Asta e destul de interesant. Mașina a primit 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, cu toate că, spre deosebire de Avensis, nu are airbag la genunchi, dar tot a primit 5 stele la testele de siguranță. 4 stele pentru copii, 3 stele din 4 pentru pietoni. Am centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Luminile astea sunt destul de mari, noaptea chiar își fac treaba destul de bine. Volanul subțire cu decupaje, padelele sunt mai apropiate și au un click mai satisfăcător decât multe mașini sport din ziua de astăzi. Buzunarele sunt destul de încăpătoare. Daniel, vreau să te pui să faci tu poziția, gen... Ca doar să vedem dacă ai loc. Dacă ai loc în spate. Mașina asta nu va transporta nimic în spate decât sticle de apă. Ca un comode.
scaune comode. Am reglat-o. Ok, acum treci în spate. Aceeași înălțime? Aceeași înălțime. Da. Cât ai tu? 1,87. 1,87 și la cap? O palmă și. O palmă și. Da, mașina asta este... 4 adulți, fără probleme. Exact. N-aș pune 5, că n-aș pune 5 adulți în nicio mașină. Am buzunare aici în spate, cu tocul despărțitor pentru o sticlă de apă, un pic de textil, același material moale în spate, cum găsești și în față, nu mai luăm pânelul, ciocănelul. Spațiul ați văzut, avem plase aici, cum aveam și la Avensis. Ce nu am aici, deloc priză de 12V, nu am USB, whatever, nici nu-mi pasă. Dar un detaliu interesant pe care nu îl veți găsi la compacte, abia dacă îl veți găsi la SUV-uri și îl veți găsi la SUV-uri moderne, ia fiți atenți aici, bancheta, da, stai un pic, așa, da, este rabatabilă. Și cu reglaj. Da, și uite-te, are spătar reglabil. Deci asta e poziția normală, clasică, și dacă vrei să stai mai pe spate, are spătar reglabil. Dotarea 2009, asta, ladies and gentlemen. Și n-o găsiți pe multe compacte, dacă mai știți voi o compactă din generația asta, compactă poate să fie și sedan, poate să fie și break, dar în general la SUV-uri o găsiți. Dacă mai știți voi o compactă care să aibă spătar reglabil, îmi pare rău, doar că nu o să folosesc eu chestia asta, dar pentru cineva care va folosi mașina pe viitor, după ce o voi vinde eu, eu zic că e mai mult decât decent. Tot ce înseamnă uși, balamale, whatever, făcute de Aisin, și cam asta este mașinuța. Nu știu dacă mai am ceva de zis, am spus că se încălzește în ea foarte tare când bate soarele. Ștergătoarele față merg foarte bine, ăsta spate cred că ar trebui totuși schimbat. Ai un pic de rugină și pe aici, dar din nou nu mă interesează asta. Și din nou bara spate aici e zgâriată, la fel nu mă interesează, probabil că mașina va fi... Surprinzător sau nu, dar ștergătoarele pe față sunt originale. Sunt originale. Pentru că doar Toyota și Lexus au sistemul ăsta, în care lamela de cauciuc este protejată de plasticul ăsta, care are rol atât de protecție cât și aerodinamic. În momentul în care el revine, vântul îl împinge pe parbriz. Cred că la Avensis le-am schimbat, nu mai țin minte, dar nu mai erau așa. Oricum, e o mașină sinceră, se vede că e o mașină care a stat totuși în soare și fiind luată din nord, de asta e rugina pe acolo, pentru că e luată din nord, acolo ninge... Lângă mare. Da. Totul sărat. Aer sărat. Aer sărat. Asta este, nu e... Dar eu zic că merită să mergem și cu ea și o să vedem ce îi poate mintea, nu-i așa? Hai să dăm o tură. Daniel, da. Ai onoarea că tu n-ai mers cu ea, eu am mers cu ea. Da, și după aia vreau să trec la volan ca să vă spun câteva caracteristici despre cum să conduci o robotizată. Bun, am plecat la drum, ca să vă faceți o idee, aici pot să-mi pun telefoanele. A, un lucru pe care nu l-am mai spus, deci mi-am mâncat în 3500 de kilometri benzină de 347 de euro la prețurile din Străinezia. Am băgat și cu am toate bonurile acasă, am băgat și cu 1,86, am băgat și cu 1,75, am băgat și cu 2,10 benzină, am băgat cu 1,65, am băgat cu 7 lei la noi și tot drumul mi-am mâncat 347 de euro, 3500 de kilometri, până când am golit rezervorul și ăsta e primul plin 100%, nu e primul plin 100% în România. E al doilea plin 100% în România. Așa. Evident, fiind o robotizată, va schimba... Mai lent. Mai lent și o să vedeți cum se duce Daniel în față, cum se duce capul lui Daniel în față. E bine, eu am reușit să fac mașina să nu mai facă chestia asta. O să vă arăt când o să trec eu la volan. Se poate face din două. Ori din manual, cum faci tu, da? Sau să nu accelerezi în continuare și să o mângâi accelerația și atunci va schimba foarte lin. Foarte lin, dar nu ții accelerația călcată când schimbi tata de viteză, pentru că în esență este o cutie manuală și la o cutie manuală nu ții accelerația în timp ce schimbi treapta. Timp ce schimbi treapta, da. Adică doar dacă faci rev match. Sau dacă vrei o uzură suplimentară. Da. Mașina e totuși făcută, gândită să mergi cu ea liniștit. O ține cam sub 2000, schimbă în funcție de pedala de accelerație. Vreau să-mi spui orice, dacă ți se pare ceva la ea, vreau să-mi zici, oricum, vinere pe elevator, o să-i fac și o geometrie pentru că trage un pic dreapta, dar nu e asta problema. A schimbat fără să mă duc în față. Fără să duc în față. Trebuie să te adaptezi la cutie. La treptele superioare am observat că nu mai face așa de mult. În 1, 2, 3 mai face, 4, 5, 6 nu prea mai
nu prea mai face. Nu e cea mai silențioasă mașină de pe pământ, dar nu e nici cea mai zgomotoasă. Anvelope de iarnă din cauza asta. Anvelope de iarnă, da. Zgomotul la vânt e relativ ok. Pentru o mașină în general de oraș sau de DN-ul sau de făcut treaba cu ea, e mai mult decât decentă. Și acum e confortabilă. E confortabilă, da. N-ai ce să. Și pe suspensie și pe scaun. Se aud cum s-a auzit acum. Suspensia. Deci, se aude suspensia când treci peste, stai să opresc. Asta se aude suspensia când treci peste denivelări. Ăsta este un lucru care, na, îl auzeam și la Ford și la Seat, în general la mașinile vechi, mașinile noi, înseamnă suspensie nouă, mașină nebrulată, sunt obișnuit cu ele, da, aia e nicio problemă. Din nou, mașină de forjă, ea va sta cu podcast-uri și cu muzică tot timpul. Mie îmi place să merg cu muzică tare, bine, nu chiar tare, da, muzică gen să o ascult cu podcast-uri. N-am nicio, dar într-adevăr se aude pe denivelări. Faptul că am venit 3500 de kilometri cu ea aproape fără probleme. De ce spun asta? Pentru că la un moment dat de două ori și nu am înțeles de ce, nemții au niște autostrăzi așa în valuri, dar nu chiar ca polonezii, dar în valuri. Ei, ori în trașasea, de tot timpul eram în trașasea, ori în drive, ori în manual, la coborâre, când mașina a simțit că noi coborâm, a scos-o din viteză de două ori. Mi s-a întâmplat chestia asta și odată în trafic cu bară la bară, am stat vreo jumătate de oră în trafic cu bară la bară, a ieșit singură din viteză și a trebuit să stea un minut până a intrat iar în viteză. Probabil că s-a încins uleiul, o să verific. O să-i fac schimbul de ulei la cutie și o să vedem. De atunci, din Germania, deci Austria, deci asta mi s-a întâmplat imediat după ce am luat-o. După ce am mai mers cu ea încă 2000 ceva de kilometri, de atunci nu mi-a mai făcut chestia asta. Deloc. Absolut deloc. Nici pe manual, nici pe automat, nici în bară la bară în București, nici nimic. Ia, dă-i un kickdown. A schimbat la 6000. La 6000. Ei, și asta e pe modul normal. Vreau să o dau pe sport. Pe sport unde mașina de obicei stă cu o treaptă sau două mai turată și nu-ți schimbă într-a șasea decât dacă treci de 120-130, adică e un mod într-adevăr sportiv, mă rog, sportiv, e un mod pe care bănuiesc eu că l-au făcut pentru deal și pentru vale, pentru că la deal ai nevoie de turație și la vale ai nevoie de frână de motor. Asta este impresia mea, pentru asta a fost făcut, neapărat să schimbe ea sportiv. Suspensia, n-am auzit nimic suspect, doar anvelopele care sunt doar anvelopele de iarnă și... Suspect, auzi, ți-am spus, când pleci de pe loc cu ea virată sau la viteze foarte, foarte mici, de până în 10 km pe oră, pe anumite denivelări scurte, gropi, guri de canal și mai departe. Chestiile astea vor fi verificate și remediate dacă se găsește ceva. Eu garantez că e ceva, dar așa, la cum merge, uite, Daniel accelerează ușor și mașina pe sport o duce în 4000-4000 jumate. Deci, evident, puterea e la 6000. Dar motorul este țiplă. Abia aștept să-i schimb tot, inclusiv antigel, inclusiv tot. Abia aștept. Și cam așa se aude în ea la 130 la oră, 120 la oră. Din nou, se aude un pic de zgomot de vânt, un pic de zgomot de rulare. Nu e cea mai silențioasă. Nu vreau să îmi laud căruța cum își laudă toți căruța. Are și defecte, are și puncte forte. Faptul că sistemul audio se aude bine și faptul că am torpedoul ăsta și suport de ochelari și patru mânere și pe mine mă satisface. Schimbătorul s-a uzat aici puțin, nu foarte mult. Nu știu cât de mult s-a mers cu, cred că s-a mers cu ea așa, pentru că eu țin așa și nu are de ce să se uzeze. Deci probabil cineva a mers așa. Sau a avut un inel pe deget. Un inel, da, ceva. Și a frecat vechiul proprietar. Aici mai avem unicul proprietar. Mai avem un spațiu de depozitare unde își mai ține Rox chestii, scaunele, comode. Bogdane, cum stai în spate? Foarte bine. Foarte bine. Ieri am fost până la adâncata cu mașina și a stat Bogdan în spate și nu s-a plâns de nimic. Acum e drumul un pic cariat, s-au auzit. Sper să se fie auzit. Așa. Vizibilitatea e foarte bună. Ce am observat
linia geamului, nu știu dacă se vede, dar coboară și ai vizibilitate foarte bună în zona asta. Într-adevăr. Și te ajută când te uiți în oglinda retrovizoare pentru posteriorul mașinii. Da, exact. Ce am observat o singură dată, mi-a scăpat un pieton care mergea fix pe linia pilonului ea. Da, pilonului ea, dar l-am văzut în gemulețul ăla, le-am văzut un picior, doar așa, un picior i-am văzut în ăsta. Acum este pe normal sau pe sport? Tot pe sport. Tot pe sport mergem. Am observat că pe sport și schimbările de treaptă sunt un pic mai line. Și aici lăsăm pe Luci Popa. Mă lasă pe mine, ca să vă arăt eu cum merg eu cu această mașinuță. Bun. Frâna de mână, mașina e neutru, dacă vrei să o dai în marșa arieră e așa. Neutru, drive e așa, sportul e acolo și dacă vrei să treci pe manual e așa. Mie îmi place foarte mult mișcarea asta, că mi se pare una foarte mecanică și nu prea ai cum să dai greșit. Trebuie să te obișnuiești din când în când să, de exemplu, la o cutie automată, evident, o pui în drive, eu trece în parc automat la astea moderne, dar la aici trebuie să o lași pe neutru și să tragi tu frâna de... Poți să o oprești în drive sau în manual sau în reverse, doar că atunci când vrei să o pornești, nu trebuie să pornești mașina până nu treci în punctul mort. Și acum, hai să vedem. Deci cum merg eu cu mașina asta? O trec în 1. Îi schimb pe la 3000. Și au observat că n-a făcut nicio... Nu ne-a zguduit deloc, pentru că eu iau piciorul din gaz când schimb treapta. Iau piciorul, schimb treapta, pun piciorul și mașina nu mai zguduie. Poți să mergi cu a 6-a pe la 70 la oră, are 2000 de ture pe la 70 la oră și din când în când mai fac asta, mai schimb pe manual, pe cu padelele. Deci pe manual schimb tot timpul, dar când nu vreau să fac asta, fac mișcarea asta, știi? Și dacă vreau să fac și rev match, dai să-i dau a 6-a, pe manual schimbă aproape decent. Ia, a 5-a rev match, a 4-a rev match și pot să-i fac rev match fără probleme. Mașina are suficientă putere, opa, stai că se îngustează drumul. Și din padele, dacă am nevoie rapidă de o frână de motor, din padele n-am nicio problemă să schimb. Pot să o las pe drive, când, nu știu, trebuie să fac anumite manevre rapide sau când greșesc drumul și frânez bruste să intru într-un viraj, să nu mai am timp să schimb treptele și nu am nici cum să o scot din viteză, o pun pe drive și se rezolvă ea. Dacă mașina e prea subturată în modul manual, va schimba singură, evident. Ce n-am observat, ce n-am făcut niciodată testul, vreau să-l fac acum pe cameră, nu am lăsat-o niciodată să văd dacă pe manual schimbă ea singură. Nu mi-a dat a doua, hai cu a treia în blană, să văd dacă schimbă ea a patra pe manual. Asta e blană. Și trage destul de bine, trage. Nu! Gata! Deci nu schimbă pe manual în sus, dar schimbă pe manual în jos, dacă e prea structurat. Dar i-am dat, uite, cât a fost, nici nu mai știu, aproape de 7000 de ture. Dar e foarte, foarte plăcută la viteze mari, pentru că e turată. Și dacă e turată, are și cuplu putere, cum vrei să-i spuneți. Dar din nou, asta nu e o mașină pentru viteze mari. Altă chestie, acum bordul nu e foarte iluminat. Ce se întâmplă? Pentru că la noi e legea asta stupidă să ții farurile aprinse absolut tot timpul, trebuie să umbli de fiecare dată când mergi cu mașina pe timp de zi în soare, să-i dai luminositatea la maximum. Uite, cum se vede acum, da? Sau să oprești farurile cu totul. Dar pentru că la noi e obligatoriu să faci chestia asta, trebuie de fiecare dată când intri în mașină, pornești farurile și dai luminositatea la asta, dacă nu te deranjează luminositatea mică, dacă nici pe mine nu mă deranjează. M-am atașat foarte mult de ea în ăștia 4000 de kilometri și lui Rox îi place. Îmi pare rău că am filmat la 8 dimineața și n-am vrut să o trezesc duminica la 6 dimineața ca să venim la filmare, să spună și ea părerea, dar și ea e foarte încântată. Da, după ce am mers cu Seat-ul, după ce am mers cu Ford-ul, cu cutie manuală, îi place foarte, foarte mult cutia automată, e mult mai atentă la drum, mult mai relaxată la volan. Și în principiu pentru asta a fost luată, pentru arcul de triumf, cum spune ea, pentru că pentru ea arcul de triumf în București este moartea ei, adică se descurcă în toate intersecțiile, toate drumurile, toate așa, când ajunge la arcul de triumf vrea să coboare să mă treacă pe mine la volan, dar se descurcă. Treptele 1, 2, 3 sunt scurte, 4, 5, 6 sunt un pic mai lungi. Dacă vrei să schimbi pe manual liniștit, de cum schimb eu acum, ori din padele, ori din
ori din schimbător. Da. Și ce îmi place este că față de o automată normală, eu când conduc mașini de presă, mașini de test, eu nu prea am tendința să schimb pe manual decât când vă arăt vouă, știi? Sau dacă e o mașină sport, evident, în față, nu? Da. Voi vedeți, acolo s-a auzit. Era un șanț ăla. Era un șanț, da. Nu prea am tendința să schimb pe manual decât dacă e mașină sport sau dacă vă arăt vouă pe clipuri. Ei, asta, fiind o cutie manuală și eu putând să fac rev match cu ea și eu făcând diferența între dacă cutia te șochează sau nu, atunci îmi dă și un pic din plăcerea de a conduce o manuală. Chiar îmi dă secvențiala asta, așa că poți să-i spui robotizată, poți să-i spui secvențială, poți să-i spui automată, poți să-i spui cum vrei tu. Și îmi dă foarte, îmi satisface mie nevoia de a schimba singur treptele. Chiar îmi satisface nevoia și pot să fac și rev match și tot ce vreau cu ea. Per total, mașina îmi place. Da, prețul a fost unul mărișor, n-o să mint, dar am căutat niște Aurisuri automate din generația asta și am găsit pe car vertical, ba kilometri dați înapoi, ba efectiv bușite, dar asta nu pe car vertical, am văzut eu, efectiv, era luftul la capotă atât de mic și după aia în partea cealaltă atât de mare. Da, nu e o mașină perfectă, nu e o mașină lipsită de defecte, dar pentru scopul în care ea a fost luată, automată de București, mașină de forjă, mașină de muncă și mașină pentru Roxana, într-adevăr e puțin cam mare. Mi-ar fi plăcut un Yaris pentru că nu am nevoie de atâta spațiu. Nu o să car atât de mulți oameni, nu o să car atât de multe bagaje în oraș, decât probabil când o să mergem la filmări, eu cu Harry Potter, cu Roxana, cu Bogdan și așa mai departe. Dar așa cum Seat-ul nu cărase oameni foarte mult, doar sticle de apă, și asta nu va căra decât sticle de apă. Abia aștept să o duc la Craiova, ai mei n-au văzut-o încă, o să vreau să-i plimb mecanicul, vreau să o vadă Sebi, să o vadă, să vedem ce putem să-i facem, dar din nou nu mă interesează să-i fac decât farurile și eventual să-i pun o folie pe ele. Știu că nu este legal și corect să umbli la instalație de iluminare a farurilor, dar tot mergând cu atâtea faruri cu LED, Roxana ar vrea niște faruri cu LED. O să mă mai gândesc dacă să fac chestia asta, să merg pe riscul meu sau nu. Ce să mai... Mașina va avea la număr RX-i de la Roxana Isabela, evident. Și na, ce pot să spun decât că îmi place. Îmi place că e mega confortabilă și că după 3000 și ceva de kilometri efectiv nu am obosit. Daniel, mai zici tu, cum ți-a părut mașina? Cum se pare mașina? Întotdeauna depinde cine vinde mașina și cine o cumpără. Întotdeauna, da. Când o iei, o mașină chiar cu kilometraj mare, dar o iei de la un dealer autorizat, ai când, anumită... când oprim, să arătăm cartea de serviciu, să arătăm și actele. Da. Da. Ai o anumită certitudine asupra mașinii, nu este infailibilă, dar cât de cât... Poți să dormi noaptea liniștit. Exact. Nu înseamnă că nu o să fie niciun defect, ever. E o mașină cu o anumită vechime și cu un anumit kilometraj, dar măcar ai venit 4000 de kilometri fără niciun fel de problemă, ești odihnit. Consumul a fost mai mult decât decent. Da, 5.9, regim autostradă, mers legal. Cel mai mult i-am dat 160, știi? Și până la urmă, nevoia ta a fost acoperită? A fost acoperită, da. Pe deplin. Asta pe contează, deplin. Să ne alegem mașina pe nevoia pe care o avem. Nu ne luăm o mașină că are vecinul, nu ne luăm o mașină că e frumoasă, nu ne luăm o mașină pentru imagine. Nu suntem un popor atât de bogat. Nu contează. Dar până la urmă trebuie să încercăm să maximizăm potențialul financiar astfel încât să ne acoperim nevoile și să putem să trăim. Nu trebuie să-ți faci o rată imensă pentru o mașină pe care nu ai un garaj în care să o protejezi. Și foarte important, am luat o mașină pe care să nu o simt la buzunar. Adică prețul mașinii cu toate operațiile care vor intra în ea, schimbări de ulei și de alte, ce mai fi nevoie,
nu se vor simți în bugetul meu sau al familiei, familia, adică cuplu, pentru că n-am vrut o mașină din nou care să, nici măcar nu vreau să mă gândesc, ok, cât e și ambreiajul, dacă e să-l schimb, cât e, 1400 de lei, nu mă interesează, asta nu e un cost care o să mă ruineze, gen, dar nici măcar nu o să-l simt. Asta am vrut, că puteam să măresc bugetul, puteam să-mi iau, nu știu, seria 4 Cabrio, puteam să-mi iau și voia sufletelul meu, dar nu. Asta este o mașină, uite pe șanțul ăla destul de adânc, vezi? Exact. Destul de ok, nu prea s-a simțit. Nu am vrut o mașină pe care să o simt la bani. Adică sau am să vrut fii sclavul ei. Să fiu sclavul ei. Am vrut să fie o mașină ca un telefon. Nu-l iei, vorbești la el, efectiv, un obiect de muncă. De asta am insistat pe fiabilitate. Puteam să-mi iau în banii ăștia un Golf 5 GTI, știi? Puteam să-mi iau. Cred că, da, puteam să-mi iau lejer un Golf 5 GTI, să fac ce cu el, da. Sau alte chestii. Sau puteam să măresc. I-am zis lui Daniel, bă, Daniele, dacă nu găsim în banii ăștia automat, hai mă, mărim bugetul, aia e, știi? Măcar să luăm ceva ca lumea. Noroc că am găsit. Și, din nou, n-am vrut o mașină. Eu deja, gândiți-vă în felul următor, eu iau mașini la test care au valoarea între cât? Un Logan 15.000 de euro, da? Și 344.000, cât a fost Bentley ăla decapotabil, da? Eu mașinile astea le am pe conștiință. Eu trebuie să văd unde le parchez, trebuie să am grijă să nu le zgâri. Eu, stresul pe capul meu cu mașinile, da, o pun mai în față. Ai acolo, da, că arătăm și alea. Stresul unui jurnalist auto sau cum vreți să-i spuneți, content creator pe auto, este mare, pentru că tu trebuie să păstrezi relația cu dealerii, cu importatorii intactă. Tu nu poți să duci o mașină zgâriată, nu poți să duci o mașină lovită, nu poți să duci o mașină murdară. Deci tu trebuie să ai grijă. Oricum, stresul în a avea zeci, sute de mașini de zeci, sute de mii de euro este oricum mare pe mine. Și n-am vrut, da, să cumpăr eu o mașină și să am încă un stres. Credeți-mă. Nu, ăsta ar fi fost permanent. Alea sunt temporare. Alea sunt temporare, da. Așa că mai bine mă iau eu mașinile alea, le testez, vi le arăt vouă, le pun pe clipuri, le spăl, le duc înapoi și așa mai departe. Și grija mea e la alea, decât să știu că, vai, am lăsat mașina mea, nu știu la ce dealer, la ce reprezentanță, mi-o lovește asta în parcare sau la supermarket sau la nu știu ce. Dați, bă, dacă o vedeți pe asta, dați în ea, nu mă interesează, că oricum nu o fac și oricum, dacă se întâmplă vreodată să nu, din întâmplare, că Doamne ferește că nu se întâmplă intenționat, să nu țină unul, uite, vezi, așa, să nu dea unul prioritate, atunci mi-o fac la revedere. Problema este că eu nici măcar nu vreau să se întâmple chestia asta, pentru că nu vreau să fiu în starea în care să depind de mașină să nu am. Da, hai să vedem. Cartea de service. Data de livrare. Data de livrare. Și ce e proprietarul? Jos. Unde, mă? Nu e asta? 11-12? Ba da. Așa. 11-12. Cine a vândut-o? Toyota. Daniel Blick. Ăla Daniel. E salariat. Da, Daniel Blick. Și ăla e dealerul. De unde și ăla e dealerul. Da. Și hai să mergem în spate. Da, hai să vedem aici. Prima revizie 15.800, 34.000, n-a făcut-o chiar la 15.000. Păi a depășit de la prima oră. De la prima oră, da. 50.000, 66, 84, aici 18.000, da? 98, 15.000, 114, 128, 153, 187 și aici a mers cam mult. Oh, da, a mers cam 30.000, nu contează. 205, 220... Aici 224.521. Și aici o să bage lucică ștampile odată la 10.000 de kilometri. Credeți-mă, 1, 2, 3, 4, 5, dacă fac 20.000 pe an, da, în, nu știu, 2, 4, 2 ani jumate s-a umplut asta. Și va trebui să iau o altă carte de service. Nu contează. Oricum o să am grijă de ea. Și toate la plat, la plat, Toyota, quality service, tot, 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 tot. Plat, 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 tot. Plat. Plat de la început. Deci, da. Doar aici. Aici a fost, da. Andreas a fost în concediu sau ceva. Autoservice, nu știu. Tot în Rostock, în același oraș. Tot în Rostock, da. Asta se vede. Și aici, intervalele de service pe care le recomandă Toyota. Și aici sunt excepțiile, știi? Aygo 1.4 diesel, care nu e motor de Toyota și toate cele, știi?
Da, climatizare. Dar undeva sunt pe aici. Uite, service, da, 15.000 un an și service check 30.000 2 ani. Eu o să schimb tot uleiul și toate filtrele la 10.000 de kilometri. Ăsta va fi. Și o să mă gândesc, uite, 3 ani, 3 ani garanție și 12 ani pentru coroziune. Coroziune, da. Asta a fost garanția pe care am primit-o și la Avensis în 2009. Da. Și aici mai era ceva. De unde să știu că în 2009 mai luau mașină luată fabricată în 2009? Bă, vrei să știi ceva? Ibiza 2009, Auris 2009, Avensis 2009, BMW Serie 3 2009. Da. A fost un an bun. A fost un an bun. Fix ăla de după criză, știi, de unde era criza? Nu, nu, era încă era criza în 2009. Păi nu, era criza, dar gen criza a apărut în 2008 și se presupune că a scăzut calitatea. Și Fiesta care a fost 2010, de aia a fost o excepție, a fost mașina Roxanei. A fost un diesel manuală greoaie pentru oraș. AE. Cam asta este. Nu-mi place că n-are pilot. AE, ghinion, poate o să-i pun. Aici butoane de volum, mie tot îmi place rotița să o schimb. Oricum pilotul vine pe consolă. Vine aici, pe consolă. Iar aici ar fi comenzile pentru telefon. Îi dau o gaură dacă e ceva. Se schimbă. Se schimbă. O să mă gândesc. Da, din nou mașină de oraș. A, așa. Și dacă n-am obosit eu la 3000 de km, nu obosesc nici eu până la Iași sau Odor Iusecu sau unde mă mai duc. Și dacă vrei să dai pe Muto Toyota, ți-a apăsat pe modul de mode. Da. Și cam asta a fost. Daniel, îți mulțumesc pentru consiliere. Mulțumesc frumos. Așa. Probabil o să-i fac un detailing interior. Mașina se prezintă bine, uzura e mică. Cel mai important, Roxane îi place mașina, e foarte încântată de mașinuță. Vorba aia. Happy wife, happy life. Nu uitați că avem giveaway cu cusele. Spuneți în comentarii dacă v-a plăcut, dacă am făcut o alegere bună sau nu. Și spuneți-mi, așa de curiozitate, ce altceva v-ați fi luat voi în banii ăștia care să îndeplinească criterii? Mașină maxim compactă, maxim 6.000, maxim automată și benzină. Da, spuneți-mi voi în comentarii. Și fiabilă. Și fiabilă, dacă și ăsta a fost criteriul, hai să zicem principal așa, principal să fie fiabilă. Păi, cam asta a fost. Încă o dată, Daniel, îți mulțumesc. Ce să mai... Asta a fost episodul. Dacă vedeți un Auris negru cu RXI la număr, să știți că e al meu. Cu sticker de Nürburgring și sticker de mașini cu Lucy Popa, să știți că asta e. Și număr de Dolj. Și număr de Dolj, da. Exact. Gata. Let's go. Abonați-vă și la Daniel. O să aveți clip cu mașina asta și pe canalul lui. Aveți clip acum, este live sau peste o oră, depinde când vedeți clipul ăsta. Da. Și la toate canalele pe care vă urmăriți, merită să vă și abonați pentru că ne ajută mai mult decât credeți. Și întotdeauna un comentariu. Și întotdeauna un comentariu. Fie pozitiv, fie negativ. Da, aici trebuie să comentați dacă am făcut o alegere bună sau nu ca să puteți să câștigați husele. Hai, ceau, nu mai lungim. Pa, pa!